tragedie uriașă în România. S-a întâmplat chiar în această dimineață. ISEU a intervenit de urgență Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova informează că o explozie neurmată de incendiu s-a produs sâmbătă dimineață, la un magazin din orașul Mizil. În urma incidentului, o femeie a suferit arsuri de gradele și pe aproximativ 45% din suprafața corporală. Inspectoratul pentru situații de urgență Prahova a informat că victima are aproximativ 37 de ani. Incidentul s-a produs pe fondul unei acumulări de gaze. Evenimentul nefericit s-a produs pe fondul unei acumulări de gaze nesesizate de victima care, la deschiderea magazinului, a aprins o candelă, a precizat Iseu Prahova. În urma deflagrației, Femeia a suferit arsuri de gradele I și I pe aproximativ 45% din suprafața corporală. La locul indicat s-au deplasat un echipaj smurt și o autospecială de stingere cu apă și spumă. Mai apoi, victima a fost preluată de ambulanța de terapie intensivă mobilă și transportată la UPU Ploiești.